Omul și albinele sunt prieteni de la începutul timpurilor și până astăzi. De la egiptenii antici care făceau tratamente cu miere sau își îmbălsămau cadavrele în ceară și până în Grecia antică, mierea era recomandată de Hipocrate atât bolnavilor cât și oamenilor sănătoși. În România, apiterapia și apicultura au apărut încă de pe vremea dacilor. Mierea era și atunci ca și acum un excelent aliment, dar și un medicament. Albina, cea mai harnică și organizată insectă de pe pământ, este un exemplu demn de urmat. Dar, dacă noi oamenii învățăm greu să copiem modelul albinelor, atunci noi oamenii trebuie să folosim cu înțelepciune toate produsele din stup. Tot ce produce albina este util sănătății omului. Mierea nu este singurul produs pe care îl putem lua de la albine. Mai există acolo, în regatul lor, pastura, ceara naturală, extrem de utilă și de folositoare, propolisul, lăptișorul de matcă, apilarniul și căpăceala. Toate acestea, în mâinile pricepute ale apicultorilor, se transformă în adevărate miracole pentru sănătatea și pentru industria cosmetică. Copiii, tinerii, bătrânii, adulții, practic toate categoriile de vârstă pot beneficia consumând mierea, polenul, lăptișorul de matcă și derivatele lor. Avantajele apiterapiei constau în faptul că nici cel mai complex medicament nu conține toate principiile active existente într-o combinație completă de produse apicole. Apiterapia rămâne una dintre cele mai importante ramuri ale științelor medicale datorită multiplelor sale valențe profilactice și terapeutice. Combinațiile descoperite de apicultori între miere și diverse legume, fructe, dar și plante medicinale, constituie adevărate medicamente 100% naturale.